Iarna nu vine cu vești bune pentru șoferi. Drumurile nu vor fi nici în acest sezon rece lipsite de gropi. Mai încet, mai greoi, mai lucrăm, sigur că da. Mai rămâne câte o groapă pentru iarnă, pentru că sunt și adormiți din ăștia care mai circulă iarna și trebuie treziți. Variațiile de temperatură au determinat conducerea Consiliului Județean alături de constructori să reducă programul de lucru în ceea ce privește asfaltarea. Mai sunt drumuri care sunt în lucru. Deocamdată temperatura de astăzi dimineață nu ne mai permite să mai asfaltăm. Doar în cursul zilei, dacă este peste 8 grade cu plus, mergem cu asfaltarea în continuare pe acele drumuri, pentru care avem bani atât pe ordonanța 577, cât și pe bugetul propriu al Consiliului Județean. În județul Vaslui, peste 30% din drumurile județene sunt de pământ, aproximativ 40% sunt de piatră, 14% au încălțări ușoare și 14% sunt modernizate.